Persoanele cu vârsta între 16 și 25 de ani, care nu dețin o calificare pentru ocupația în care se organizează ucenicia la locul de muncă, pot încheia cu angajatorul contracte de ucenicie. Dacă au acordul părinților, chiar și tinerii de 15 ani pot încheia astfel de contracte. Prin acest act, tinerii pot obține un loc de muncă cu o durată între un an și 3 ani. Perioada de probă la care poate fi supus ucenicul nu poate fi mai mare de 30 de zile. Angajatorul trebuie să-i asigure ucenicului o pregătire teoretică și practică sau numai pregătire practică. La finalul colaborării, angajatorul este obligat să înscrie ucenicul la un centru autorizat de evaluare și certificare a competențelor profesionale, de unde acesta primește un atestat. Toate costurile de evaluare sunt suportate de angajator. Durata contractului de ucenicie la locul de muncă se stabilește în funcție de ocupația, calificarea, fără a putea fi mai mică de 12 luni în cazul în care ucenicia se organizează pentru dobândirea unei calificări de nivel 1, 24 de luni pentru nivelul 2 și 36 de luni pentru nivelul 3.